Un pacient cu o tulburare alimentară care îl determina să mănânce tot felul de obiecte a fost operat de urgență, iar acum se află în stare critică. Un bărbat a mâncat peste 60 de obiecte metalice. Acesta a mâncat căști de telefon, șuruburi, piulițe, nasuri și lanțuri. Acesta s-a confruntat cu dureri de burtă timp de 2 ani. Pacientul în vârstă de 35 de ani a mers recent la medic pentru un control, pentru că în ultimele zile avusese febră. Medicii de la spital au făcut apoi o radiografie pacientului. Aceștia au fost uimiți să descopere faptul că acesta avea în stomac mai multe obiecte. Bărbatul suferea de o tulburare de alimentație numită sindromul Pica. Mânca sau poftea la obiecte nealimentare. La efectuarea unei radiografii am găsit medalioane, lanțuri, piulițe, șuruburi, căști și multe alte obiecte în interiorul stomacului. Am decis apoi să îl operăm, a spus directorul spitalului. Medicii au mai găsit în stomacul pacientului printre altele ace de siguranță, magneți, nasturi de cămașă și fermoare. Operația care a durat aproximativ 3 ore a fost efectuată de un chirurg și de un gastroenterolog. Pica este o tulburare de alimentație în care o persoană mănâncă lucruri care nu sunt considerate în mod normal alimente. Deoarece mâncase obiecte ascuțite, avea răni grave în stomac. Chiar dacă operația a fost efectuată cu succes, el este încă conectat la un ventilator și se află în stare critică. Medicul a adăugat faptul că rudele pacient nu știau că acesta mănâncă obiecte, relatează știrile protv.ro.